La locul accidentului produs astăzi au rămas urmele de frână ale dubiței, iar de la locul impactului cu victima și până la cel al opririi mașinii, polițiștii au măsurat aproape 50 de metri. Eu eram la poartă și când a pus băiatul la frână de aici, din aia, când am ieșit în parte, am văzut când a căzut, da, de unde a venit fata, că a fost pe bicicletă, că a fost lângă, nu am văzut decât pe ea jos și a coborât o fată de aici care e prin Spania asistentă, i-a dat primul ajutor. A adus apă, a spălat-o, a întors-o că era cu fața în jos și după aia a venit imediat mașina, salvare. Impactul s-a produs chiar în zona limitatoarelor de viteză ridicată pe șosea înainte de o trecere de pietoni. Femeia a fost lovită în momentul în care a încercat să traverseze șoseaua printr-un loc nepermis. Șoferul dubiței a declarat că nu a avut timp să o evite pe femeie. A sărit în fața mașinii. Cam de la câți metri ați văzut-o? Nu știu exact câți metri, dar dânsa venea, a traversat pe partea cealaltă, a sărit în fața mașinii, pur și simplu. Cam ce viteză aveți? 60, maxim. Mai mult nu aveam. Pentru că era și radar aici în zonă. Fratele victimei a venit la scurt timp la locul accidentului. Că a lovit-o de acolo, a dat să calce frâna, a lovit-o acolo și pe urmă a dus-o târâși până acolo. A tărit-o până acolo și acolo a frânat. Da, atât. Mi-a zis oameni. Ați ajuns înainte să o ia cu ambulanța? Da, am ajuns. Da, eram aici. Și în ce stare este? Era grav. Lovită la cap. Ochiul, cred că e ochiul scos. La spital, medicii de la urgențe au reușit să stabilizeze starea de sănătate a victimei. Poliția a deschis un dosar penal, iar în urma cercetărilor se va stabili dacă și șoferul poartă o parte din vină.